Prezența la Craiova baroanei de Winterbourne, Emma Nicholson, a fost un eveniment deosebit, dată fiind revenirea acesteia în România, țara al cărei raportor a fost în perioada de preaderare la Uniunea Europeană. Aceasta a fost un adevărat avocat al României în relația cu instituțiile europene. Este astăzi o onoare pentru Universitatea din Craiova să primească în rândul doctorilor honoris causa o ilustră personalitate a vieții academice, politice și sociale europene. Este o triplă bucurie pentru noi, pentru că ne întâlnim astăzi aici din trei motive esențiale: cooperarea, educația și știința. Secolul trecut a fost marcat de două conflicte majore, pornite în Europa și extinsă la nivelul întregii lumi. Și în anii 50, o idee strălucită a încercat să evite ca un al treilea astfel de conflict să mai fie produs pe continentul european. Este vorba de crearea unei uniuni care să împartă resursele și să canalizeze eforturile întregii Europe pentru dezvoltare și pentru protecția drepturilor și libertăților persoanelor. Emma Nicholson a fost membra a Parlamentului European și raportor al acestei instituții pentru România în perioada cheie a preaderării. În această calitate, excelența sa a făcut eforturi deosebite, nu numai pentru a identifica și a contribui la înlăturarea problemelor structurale ale României care împiedicau aderarea, dar și pentru a-și convinge colegii parlamentari, precum și reprezentanții statelor membre, să sprijine extinderea Uniunii în această parte a continentului. Baroana Nicholson s-a remarcat prin preocuparea constantă pentru identificarea și tratarea deficiențelor interne care puteau constitui obstacole în aderare. Din această perspectivă, nu aș dori să amintesc decât două probleme pe care România le întâmpina în acel moment. E vorba de independența justiției și de situația copiilor instituționalizați. În aceste două domenii, ca și în altele, statul român, și datorită eforturilor baroanei Nicholson, a luat la timp măsurile necesare pentru apropierea de standardele europene și rezultatele acestor măsuri se pot vedea cu ușurință astăzi. Baroana Nicholson s-a preocupat constant și de protecția drepturilor omului. Ca europarlamentar a fost membru al Subcomitetului pentru Drepturile Omului al Parlamentului European. During that time, I became particularly fond of your city and your people. You have such high standards, such wonderful creativity, and such excellence throughout all that you do. În acea perioadă am fost foarte apropiată de Craiova. Aveți foarte multe talente și foarte multă creativitate aici. You honored me by giving me the freedom of the city in 2001. Prima onoare pe care am avut-o în Craiova a fost că am devenit cetățean de onoare în anul 2001. And I visited the city frequently after that and learned more of your excellence. Și am venit în vizită de mai multe ori după aceea și am aflat despre nivelul de excelență de aici. Indeed, as the rector has said, entry into the European Union is very difficult for any nation. Așa cum a spus și rectorul, aderarea la Uniunea Europeană este foarte dificilă pentru orice națiune. And it was made a little bit more difficult, in fact substantially more difficult, for Romania to enter the European Union than any other country at that time, other than, if I could put it this way, other than the United Kingdom. It took us a long time and very hard work too. Iar pentru România a fost mult mai dificil decât pentru orice alt stat candidat care era în acea perioadă în aceeași situație. O comparație aș putea face doar cu Marea Britanie, pentru că și negocierile noastre au durat foarte mult.
apărarea drepturilor copiilor, în special a copiilor instituționalizați cu nevoi speciale, a constituit unul dintre punctele importante asupra cărora baroana Nicholson a atras atenția autorităților române în perioada de preaderare. Excelența sa este implicată de mai mulți ani în diferite programe de sprijin a copiilor, alături de asociația Vasiliada.